Mă bucur să vă revăd. Dacă mai țineți minte, v-am promis încă un episod cu Mihaela Brăilescu, pentru că sunt nu neapărat infinite, nici nesfârșite, dar o multitudine de probleme care țin de universul feminin. Așadar, iată o nouă discuție, un nou dialog. Bine ai revenit, bine te-am regăsit, Mihaela, despre cum ne putem îmbunătăți viața de femeie. Atunci când ne gândim la problemele medicale, problemele cu care ne confruntăm în perioadele dificile, episodul trecut am vorbit mai mult despre ciclicitate, despre felul în care trebuie să ne comportăm cu hormonii, cum să înțelegem, cum să ne împăcăm cu ei în familie și în mod personal. Și mă gândeam să continuăm discuția mai precis, țintind anumite afecțiuni comune care ne afectează viața, de la o banală cistită, o infecție urinară cu care nu știm neapărat cum să ne comportăm, până la, iarăși, perioadele despre care începusem să vorbim, înainte de naștere, după naștere, menopauză, pentru că ele undeva, în afară că țin efectiv, țin de domeniul educației feminine, pe care ar trebui poate să o primim de la mame, de la poate școală de undeva, sau poate să existe o școală efectivă în care femeile să învețe cum să se comporte cu corpul lor în toate situațiile. Însă există, în afară de medicina alopată, diverse situații care ne pot salva, mai ales că nu totdeauna putem să avem acces repede la medicamente sau la doctor, de anumite întâmplări care ne afectează confortul vieții cotidiene. Și dacă tot am menționat prima asta cu infecțiile urinare sau cu cistitele sau cu răcelile sau cu toate chestiile astea, ele au în spate și cauze emoționale. Adică uneori se întâmplă o chestie de genul ăsta care ți se pare că e strict legată de o infecție sau de o răceală, însă în spatele ei este și o cauză emoțională. Ce ne face pe noi să ne oprim dintr-o viață confortabilă și să avem suferințe în zona genitală, din perspectiva studiilor tale? Da, foarte mult îmi place subiectul ăsta, pentru că știu cât de puțină educație se face pe tema asta. Și educație, atenție, corectă fiziologic și neîncărcată emoțional de frici inutile sau prejudecăți. Vorbim despre ABC-ul corpului feminin și buna funcționare a sistemului urogenital, care are câteva nevoi simple de bază. În primul rând, hrana asta corectă a corpului în ansamblu. Când avem un nivel de vitalitate și de o imunitate puternică, automat suntem mai feriți de infecții și nu ne gândim doar că, vai, ce bine că n-am răcit. Implicit, tot ce înseamnă cistite, vaginite, pot fi evitate, menținând această stare de vitalitate și imunitate, care este afectată de mâncare proastă, este afectată de oboseală foarte mult, de acest exces în a-ți consuma resursele. Epuizare mai mult. Exact. Și în momentul în care avem probleme din sfera ginecologică, ca femei, ne uităm în primul rând la nivelul de oboseală. E foarte important să vedem. Apoi, avem, bineînțeles, partea de nutriție, nu în sensul neapărat de anumite carențe, ci mai degrabă de exces de zaharuri în alimentație. Întotdeauna ne uităm cu atenție, mai ales în caz de candidoze și infecții cronice, la această parte a meselor noastre, cât ce ronțăim, cât de frecvent, cum ne folosim mâncarea și zahărul în special ca să ne reprimăm anumite nevoi, goluri interne, emoționale și tot așa. Dar care e mecanismul în care zahărul, hai să zic, se implică în aceste chimii care afectează aparatul urogenital? Avem o scădere a imunității când consumăm zahăr în exces. Avem un efort metabolic din partea corpului de a procesa acest exces de zaharuri și de a-l dosi pe undeva. Și apoi avem această hrănire în exces a florei patogene, care nu ține doar, adică, ok, ne balonăm frecvent femeile care au infecții cronice,
și candidoze sunt balonate mai tot timpul, acea burtică de gravidă pe care ajung să se obișnuiască. Ăla e principalul simptom, că nu trebuie să mai mâncăm atâta zahăr sau că mâncăm mai multe, mai mulți carbohidrați decât i-ar plăcea corpului nostru sau că sunt mai degrabă făinoase. Aceste aluaturi, cocături, pufoșenii de tot felul, albe, sau crânțănei. Sau crânțănei de tot felul, da? Cu care ne-am obișnuit să ne alimentăm. Și avem apoi partea asta de bună lubrifiere a mucoasei. Lubrifierea naturală a mucoasei este o barieră împotriva infecțiilor. Și în caz de dezechilibre hormonale, cel mai frecvent apare această lipsă de estrogen, niveluri scăzute de hormoni, fie pentru că ficatul la nivel de ficat bilă nu se absorb corect lipidele și implicit nu avem cărămizi de construcție pentru producție hormonală, fie pentru că excesul de epuizare și oboseală e atât de mare încât se consumă hormonii, pentru că progesteronul, să-ți dau un exemplu, este un hormon mamă. Din el, într-o cascadă, se fac toți ceilalți hormoni, inclusiv cortizol. Și dacă corpul femeii are de ales frecvent între supraviețuire și juiciness sau bunăstare, va alege întotdeauna supraviețuire. Asta îmi place mie să le spun femeilor obosite. Ultimul lucru de care are nevoie un corp în oboseală cronică este părul, unghiile, digestia și fertilitatea. Ultimele lucruri sunt la sfârșit complet. Da, da, da. Ce mai rămâne? Niște resturi acolo. Deci avem nevoie să înțelegem că această atât zahărul cât și oboseala contribuie foarte mult la tot ce înseamnă probleme intime, dar și partea asta de echilibru hormonal, care tot de mâncare ține și de cum te miști, de stilul de viață. În momentul în care scad aceste niveluri de hormon, implicit lubrifierea se reduce și acea mucoasă nu mai este hidratată corect, nu mai este deci nu avem barieră de protecție. Și apar microleziuni la contact, apare durere, apar portițe prin care se pot instala infecții, plus această predispoziție a organului genital feminin cu uretra atât de scurtă și aproape și implicit un traseu mult mai scurt pentru bacterii din extern să ajungă. Da. O altă chestie foarte importantă, igiena excesivă cu produse incorrecte, iarăși duce la reacții alergice pe care le interpretăm ca infecții, după care se intervine antibiotic, se dezechilibrează flora și mai tare și plantăm semințele unei cronicizări a acestor situații. Avem deci nevoie de a înțelege că contează foarte mult calitatea detergenților și a materialelor pe care le folosim, tot ce înseamnă sintetic și purtat foarte strâmt și des pe zona inghinală împiedică bună aerisire, pentru că vulvei și vaginului nostru le place să respire. Deci dacă puteți să măcar să dormiți dezbrăcate, ar fi minunat să existe această respirație a organului, a corpului. Avem apoi impactul pe care îl au detergenții și aceste balsamuri de rufe cu mirosuri foarte intense, atât pe lenjerie, mucoasa, trebuie să înțeleagă femeile care te urmăresc, este hiperpermeabilă. Deci exact cum se recomandă, știi, la anumite suplimente să pui sub limbă, da, pentru că acolo automat se absoarbe rapid în sânge, nu mai trece prin filtrul ficatului, digestie și tot așa. La fel, pe mucoasa hiperpermeabilă a vulvei și a vaginului, imediat se absorb aceste reziduri chimice care influențează corpul. Reacția alergică la absorbante de natură convențională, să le spunem. Iarăși, eu recomand femeilor neapărat să treacă către această folosire a absorbantelor naturale, din bumbac, din ceva organic. Sunt pe piață, chiar ieri am fost la o farmacie foarte mare unde am văzut înainte, nu știu dacă știi, abia apăruse un brand, două, de vreo câțiva ani, acum chiar sunt vreo 5-6. Și raftul de produse de igienă intimă, de îngrijire,
e din ce în ce mai mare pe zona asta de organic curat. Mm-hmm. Avem apoi această igienă excesivă cu substanțe de spălare, săpun, care provin dintr-o zonă foarte obscură a rușinii față de mirosurile corpului feminin, care trebuie această împământenire a credinței că femeia trebuie să miroase, domnule, a lavandă și a trandafire, altfel nu există, cum adică? Și această marketare intensă a produselor, nu știu dacă știi, dar este al treilea, după săpun, pasta de dinți, săpun intim, cel mai vândut produs de pe piață. Deci este o piață enormă. Fiecare brand mare care este pe piață, că e din zona asta și are șampon, gel de duș, tralala, hop, își fac și divizie de săpun intim. Nu trebuie să frecăm nimic acolo. Este o igienă externă care se face, absolut necesară. Bineînțeles, blândă, cu același produs care poate fi folosit pentru corp, că automat îl alegi să fie curat, organic, să nu conțină ce anume, SLS-uri, acele spumante. Care, tot ce face spumă conține acest tip de ingredient. Am fost de curiozitate pe story-uri, am pus ieri, cu aplicație Clean Up Beauty și am pozat ingredientele tuturor produselor de igienă intimă de pe raftul farmaciei. Și toate conțin acest... Toate conțin asta, dar spumant? Și mai multe. Wow. Și erau unele foarte faimoase, cu bulină recomandat de Societatea Română de Dermatologie, care avea cele mai multe substanțe problematice. Asta îți dă ca rezultat aplicația. Îți spune, ăștia sunt ingrediente suspecte, cu potențial de alergen, la unele interzise prin alte țări și tot așa. Și alea incredibil. Sunt acolo și li se recomandă femeilor să se spele zilnic. Și dacă vrei să duci în grozăvia până la capăt, inclusiv produse marketate pentru fetițe de la 3 ani plus, pe etichetă, cu aceleași ingrediente. Cu ambalaj drăguț, roz, cu auriu, cu bleu, super, arătau ca Elsa în Frozen, în aceleași culori. Că ele trebuie, nu, să învețe de mici, că acolo jos sunt murdare și trebuie să se frece cu săpun ca să fie bine. Nu? Deci acest consum excesiv plus tot ce înseamnă dușuri vaginale cu tot felul de substanțe, iarăși predispun la formarea de infecții. Da, pentru femeile, că distrug flora naturală și... Femeile trebuie să înțeleagă. Puținul că... pe care noi l-am învățat când eram mai mici era că decât cu apă o să lași să treacă apă și atât folosim. Pe acolo. Da. Adică nu... Putem să folosim pe zona inghinală, unde este o piele pe piele, automat că se produce o transpirație și de forma corpului, că unele femei au aici... Da, sunt mai plinuțe. Da. Și anal, bineînțeles, acolo trebuie să folosești, spuneam, aceeași chestie sau ceva foarte blând, foarte curat, cu atenție pe etichete. Atenție la ce folosim. E foarte important. Și femeile au nevoie să știe, nu să înțeleagă, să știe. Vaginul este un organ cu funcție de autocurățare. Nu băgăm nimic acolo. Nu ne trebuie să ne spălăm pe dinăuntru în niciun fel. Și pe vulvă, care iarăși e hiperpermeabilă și intrare, cât mai puțin trebuie să vină substanțe. Dar, în momentul în care avem o infecție, ce se întâmplă? Păi avem în primul rând floră dezechilibrată, cu siguranță, și exces de anumiți agenți patogeni. Acolo avem nevoie să intervenim cu ceva care curăță blând, nu neapărat un antibiotic. Avem această credință și semi-agresivitate în a trata radical și foarte invaziv anumite probleme care pot fi susținute mai blând, din frica istorică a sistemului medical de boli foarte grave. Dar pornim de la premisa că avem apă curentă acum. Nu mai e ca acum 200 de ani, când mureau aia pe capete, că nu se spăla nimeni pe mâini și mai zic de restul corpului. Și erau și puriți și șobolani și nivelul de igienă era foarte jos. Social era foarte jos. Deci nu mai e nevoie să fim chiar atât de speriați de vai. Nici nu mai e epidemie de sifilis, nu mai sunt toate afecțiunile astea. Sunt...
să face educație sexuală cât de cât pe boli cu transmitere sexuală, avem și prezervative, mai știu eu ce. Bun, și atunci hai un pic mai non-invaziv să educăm femeile să trateze aceste micro dezechilibre, pentru că dacă o femeie face un tratament undeva, să zicem, caz concret, pe clientele mele, are acnee din cauza dezechilibrelor hormonale. Se duce la dermatolog, dermatologul îi dă antibiotic foarte puternic pentru că nu-i trece și o dată candida. face candida. Se duce la ginecolog, ginecologul îi dă pentru candida alte pastile. Antibiotic. Da, flora ei este distrusă, îi explodează fața din nou de coșuri că nu mai se întâmplă nimic și ce crezi că se întâmplă în final? Face boală autoimună. Tiroidita autoimună cel mai frecvent se întâmplă din ciclul ăsta vicios de consum de antibiotice din cauza infecțiilor. Sau o femeie care are anumite mutații genetice și ușoare disfuncții, să zic, în producția de acizi biliari. Ea nu absorbe lipide corect, are implicit o producție hormonală mai scăzută, cronic. Și e așa mai uscată, să zicem, cum se vorbește în popor. Da, da. Și automat că are infecții frecvente și se duce la ginecolog și dă antibiotic de fiecare dată. Dar pentru că ea oricum era pe zona ficat-bilă cu anumite deficiențe, flora se distruge și mai tare și avem substrat de endometrioză de obicei. Ăsta e filmul pe care pleacă. Și sunt femeile foarte slabe, tinere, fragile, delicate. Un anumit tipar pe care eu personal este doar fizic. Da, pe care eu personal l-am observat la femeile cu endometrioză, de exemplu. Uh-huh. Adică toate nu te duci la ginecolog, te duci la dermatolog, te duci la endocrinolog și de fapt vorbim de un singur organism care are nevoie, să zic, să doarmă, să nu mai mănânce zahăr femeia respectivă și să-și facă niște băi de șezut cu plante sau un masaj, masajul vulvei cu ulei de cocos. Este cea mai simplă și la îndemână. La îndemână, da. Dar te învață cineva. Păi asta e, că există această comunitate de femei vegane care au dat la o parte din viața lor absolut orice fel de produs cu oarecare surse animale, tot ce ține de sinteză și așa, medicamente, tot. Și există un dispreț din partea celorlalte care sunt pe consum de toate. Adică așa, ca să zic, două tabere mari. Da, mai este o tabără de femei intermediară care aspiră să fie și ele, dar nu pot. Și aici putem să aducem în discuție ce ai spus tu. Pot măcar să renunțe la o parte din zona asta de cosmeticărie excesivă, care majoritatea conțin lucruri neconforme și necompatibile cu sănătatea, adică cu starea de bine naturală a corpului. Că vrei dacă să-ți te gândești... spun că ieri la farmacie am văzut spray-uri pentru zona intimă? Păi astea toate pornesc din ce ai spus mai devreme, care aici poate ar trebui o corecție de informație deja amprentată în subconștient, că femeia e murdară, exact. Că femeia trebuie să miroasă a panseluță sau mai știu eu ce. Și aici iarăși e o greșeală, pentru că și bărbații sunt mult mai atrași de mirosurile naturale. Adică un bărbat o să se ducă ca un parte animalică din el, da. Ca un animal în călduri după călduri. Adică dacă mirosul de călduri e acoperit de... Adică dacă mirosul tău de, natural de femeie, care e în perioada de care vorbeam noi atunci, în zilele acelea de fertilitate și de la maximă ovulație. Energie, da? Păi atunci bărbatul ei sau partenerul ei nu o poate... a mușina așa, datorită faptului că ea e acoperită de toate mirosurile, arăbești, nu mai știu de care, parfumuri exagerate și nu mai știu cum, versus a folosi, cum ai spus tu, ceaiuri de plante, uleiuri esențiale care miros și care aduc și anumite beneficii. Adică se poate face o trecere de la consumerismul ăsta exagerat, care din lipsa educației, din lipsa, mai știu, nu mai contează ce lipsuri, există. Nu fiind dintr-o dată vegană, nu mai știu de care, să renunți la absolut orice, dar treci ușor, efectiv evitând consumul exagerat, spre a evita consumul acestor produse cosmetice. Există cosmetice și eu folosesc game cosmetice, adică au apărut și farduri organice, fără, da. Organice, fără tot în felul de... eticheta de vegan, aș vrea să folosim mai organic. Degrabă zona de îngrijire sustenabilă.
pentru corp. Deci wow, avem sustenabil, al cuvânt magic, ce bine că l-ai adus în... Vorbim despre a pentru face aici, alegeri mai simple, aici mai curate. Aici facem și ecologism, cumva. Exact. Adică aici ne aducem ecofeminism și ecofeminism. Adică ne aducem și contribuția asta numai prin ce nu mai consumăm, nu mai umplem pământul de toate plasticele, toate capacele, toate buteliile. Și noi avem puterea de a taxa cu banul nostru la cumpărături brandurile care insistă. Exact. Să ne toace, domnule, pe filmele astea proaste, da, de hai spală-te, hai cumpără, hai fă. În momentul în care încep să te orientezi către absorbante mai curate, către cupă menstruală, care este unul din cele mai sustenabile forme de igienă menstruală, uh-huh, când mergem către lenjerie menstruală sau absorbante refolosibile, exact ca scutecele, avem dintr-o dată puterea de a schimba piața. O și de acolo, da, se va produce schimbarea. Vreau să înțeleagă foarte clar toate femeile. Nu o să vină niciun deodată CEO de nicăieri, da, să zică: dragile mele, noi nu mai vrem bani și cotă de piață de la acest intimate wash. Haide, faceți-vă baie. Uite, apă, ce iuți, ceva. Da, da. Noi vom... Nemai având aia vânzări, statistici, exact cum se închid anumite lanțuri de magazine sau ce nu se mai susține financiar de către populație, va dispărea și apoi... Păi eu de-aia ți-am spus că... Vor fi forțați să-și pună în întrebări. În mâna femeilor stă, apropo, da, și viitorul, pentru că femeile consumă cel mai mult. Adică dacă te uiți, femeile cumpără, chiar și în casă. Toate deciziile de cumpărare, exceptând poate mașina, poate nici acolo nu mai e din mintea bărbatului, știi? Însă toate deciziile de cumpărare le luăm noi, femeile. Și atunci dacă ne schimbăm poziția față de ce consumăm noi, fetele noastre, fiicele, mai fiii noștri... Mai ales că se marketează foarte agresiv către femei. Păi da, foarte multe, da, produse. Și oricum, gândește-te așa, încărcătura toxică este mai mare pe femei, pe corp de femeie, tocmai pentru că la nivel de piață suntem educate, în sens negativ, să folosim mai multe produse ca să respectăm anumite standarde de frumusețe, să ne conformăm anumite nevoi, mm-hmm, de fapt create artificial de un sistem masculin dezechilibrat, îi spunem patriarhat, un sistem de un masculinul dezechilibrat care s-a dus, s-a luat-o puțin pe ulei un pic acum cu deciziile și cu felul în care se consumă resurse și cu abuzul asupra corpului femeii și asupra planetei, că e exact aceea, aceeași de aceea formă. Și, de... Uită-te și corpul femeii cum a ajuns să arătează. Adică, exact. Apropo de frumusețe, frumusețea, cred că lăsând la o parte chiar mintea bărbatului upgradată, tot naturalețea este, adică aspirația este către un model natural. Adică orice fel de exagerare din asta în, da, timp... Da, susținem naturalul, dar naturalul ăla trebuie să aibă 3 straturi de fond de ten, să nu ți se vadă cumva petele, ridurile sau mai știu eu ce. Trebuie să ai neapărat ser, demachiant, tonic și nu știu ce fel de creme și aia și cu aia. Deci de asta spuneam că la nivel de încărcătură toxică, care iarăși creează premisele pentru probleme ginecologice frecvente, încărcătura pe femei, care pe lângă faptul că e forțată să respecte standarde de beauty, ce mai face? Ea e cea care pune la spălat, întinde rufe, da, da, spală prin casă. Deci cu toate substanțele intră ea în contact, le inhalează, îi ating pielea. Mare atenție la tot ce înseamnă acest micro combinații de lurgic pe care l-au majoritatea oamenilor în casă sub ghiuveta de la bucătărie. Deci s-a ajuns la... Efectiv se cumpără în neștire produse toxice, dar foarte toxice. Nu atât dacă te gândești la anumite substanțe de spălat aragazul, care au niște surfactanți, da, da, foarte, da, puternici. Ei ajung în natură, haide puțin să ne uităm acolo. Nu poți. Țin minte foarte clar că am mers la o femeie în casă care avea efectiv dulap cu de toate acolo. Nu poți să ai așa ceva în casă și apoi să te plângi că te doare capul sau că ai alergii. Nu, vă rog, începeți să vedeți legătura. Da, 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 trebuie, da, să vedem. Nu poți, adică dacă ar fi după mine, ursulețul ăla care e la reclame de... cum se cheamă? Cocolino. Care se balsam pun balsam de rufe, da. Eu i-aș pune cap de mort pe, da, el. Da. Bineînțeles că
există variante organice, dar în esență a pune balsam de rufe este o nevoie creată de industria de marketing. Nu există nevoia reală. Da, nu contribuie la curățarea lenjeriei sau a hainelor. E doar o moliciune dată materialului, că na, e mai... Da, asta înseamnă că în textură rămâne încă un ceva acolo pe care tu... Pe care copilașul când stă pe pernă așa și mai stă și cu gurița deschisă că are mucoasele aici... Și doarme așa, îl absorb și inhalează de pe fața aia de pernă, da, și ursulețul ăla lângâie pe cap. Da. Și la fel, pe piele se absorbe. Că ieri mă contraziceam cu un prieten pe tema asta și că nu, că alea se evaporă când se spală. Dacă miroși ceva și simți ceva, cum e clar că ceva intră în corpul tău. Da, categoric. Așa, din senin. Și asta influențează, revenind, efectiv imunitatea corpului. Evident. Toate barierele noastre naturale se reduc și atunci, iată cum apar tot felul de boli care, în mod normal, ar trebui să apară. Pentru că dacă tu, flora ta e distrusă, automat de la infecții... E un efort tot mai mare din partea corpului. Până la aceste candide care nu mai trec, pentru că mi se pare că, apropo de candidoze, în afară de antibiotice, mai sunt și alte lucruri care țin de alimentație, care întrețin aceste candida. Candidoza este... Și chiar aș vrea aici să dai niște recomandări nutriționale într-o primă fază, pentru că sunt femei care se tratează de ani de zile de candida și nu reușesc să scape de ea. Care sunt motivele pentru care sunt rezistente tratamentului candida, tot ce fac și sunt până la urmă ineficiente? Bun, deci candida este un microorganism existent în mod normal în corpul nostru, doar că nivelul la care el trebuie să existe pentru funcția lui de bază, ei să zicem, este de a digera resturile de carbohidrați care rămân la finalul procesului digestiv. Și în momentul în care noi avem o alimentație cu foarte mulți carbohidrați și are cu ce să se hrănească, automat că va prolifera, se transformă într-o drojdie care acaparează sistemul nostru digestiv și are capacitatea să migreze din intestine, să impacteze la nivelul întregului corp. În momentul în care noi intervenim cu antibiotic, ce se întâmplă este că se produce o omorâre efectivă a tuturor organismelor, dar în tot ce înseamnă floră patogenă, este foarte oportunistă. Tu ai omorât și bun și rău atunci. Nu s-a făcut selecție. Ai luat un cartof prăjit în gură sau un covrig, s-a hrănit flora patogenă. Este nevoie de, ok, intervenim în forță dacă e o situație gravă, dar apoi trebuie să hrănim flora sănătoasă și să oferim cât mai puțin zahăr rafinat în special și cât mai puțină hrană acestor elemente patogene. Și motivul pentru care nu funcționează curele este pentru că femeile consumă în continuare carbohidrați rafinați, acele aluaturi și pufoșenii și cu cocături și covrigei și ce mai știu eu, fie... Chiar dacă sunt în zona asta de atenție și bio, curat sau vegetarian, vegan, consumă prea multe zaharuri concentrate. Miere, curmale, fructe uscate de tot felul, în detrimentul proteinelor și grăsimilor. Deci iarăși e un exces de zaharuri. Fie că sunt naturale, fie că sunt bio, eco, vegane, fără gluten, ce vreți voi, dar ele sunt prea multe în plus. Am văzut foarte multe cazuri și în special... Dar ce înseamnă prea mult? Care ar trebui să fie, hai să zicem, o doză acceptabilă și totuși să nu renunți deloc la dulce? Hai să ne gândim așa. Eu personal am găsit că un 80% o alimentație pe bază de verdețuri, legume, proteine, de calitate, semințe, nuci, tot ce înseamnă zona asta și 20% cereale, lactate, fructe foarte dulci și zaharuri concentrate ar fi cu o proporție corectă. Da, cam așa. 80-20. Da. Deci acum fiecare să-și calculeze cumva. Să-și calculeze, dar te uiți în farfurie și păi nu, asta trebuie spun, să de fie dimineață până seara, și legume. De dimineață până seara, dacă, hai să nu zicem pe o linie de la 1 la 10, dacă 8 chestii au fost
verzi, legume, și atenție, nu știu ce, da. Și două s-au referit la dulciuri și lactate și... Dietele foarte stricte pentru Candida elimină fructe, amidonoase, cartofi, orez, tot ce înseamnă rădăcini, cereale, zahăr rafinat, bineînțeles, și mai elimină drojdiile și tot ce susține zona asta a drojdiilor, citricele, oțeturile, ciupercile, în felul ăsta, uh-huh. Ciuperci, drojdii. Dar aia este o cură foarte strictă, care, da, o lună de zile putem să o ținem, apoi revenim la o alimentație moderată, echilibrată. Scoatem din sfera de cereale și legumi și lactate ce știm că nu face bine pe ansamblu. Și nu consumăm toată ziua, bună ziua, brânzică la fiecare masă, lapte, iaurt, grecesc și mai știu eu ce. Avem cantități moderate de lactate de capră, de oaie, chefir, alimente natural fermentate mai degrabă din lactate. Avem pâine cu maia, avem cereale integrale, orez, paste, hrișcă, quinoa, mei, fulgi de ovăz, ovăz. Avem tot felul de elemente cât mai puțin procesate din cereale, care sunt așa un pic pe lângă, adică avem două linguri de orez la o farfurie plină cu alte lucruri. Și din punctul ăla, dacă respectăm cumva procentul ăla, ne vom asigura că în timp corpul se echilibrează singur, flora sănătoasă se diversifică și se întărește și are capacitatea de a ține controlul pe agenți patogeni precum Candida. Dar el nu duce nicio lipsă de eradicare totală, mm-hmm. că ea e acolo, rostul ei are, la un anumit nivel trebuie să fie și ea acolo. Reveni la dulciuri, că sunt sigură că tot o să opună rezistență. Mierea, de exemplu, mierea, că ai menționat că nici mierea, nici curmalele, bineînțeles, în exces, dar câtă miere, câte curmale, câte lucruri dulci, pentru că și toate fructele, uite, de exemplu, toamna sunt foarte mulți struguri, care strugurile sunt foarte dulci. Deci dulcele ni-l putem lua și din fructe dulci, să zicem. Unele fac parte din categoria fructe dulci uscate, care aici iară sunt cu multe semne de întrebare, că sunt uscate în fel și chip, adică fructele acestea deshidratate, scrie acolo. Și tu zici, mamă, pe mănânc fructe uscate și tu mănânci de fapt mai mult, mai bine mănânci zahăr cu lingurița, că tot aia e, știi, încă măcar ăla e doar zahăr simplu, ăsta mai conține și încă nu știu câte alte chestii. Deci sunt fel de fel de deshidratări. Acum există și deshidratoare pe care tu le poți cumpăra și îți poți deshidrata, de exemplu, niște mere. Faci chipsuri de mere și au cu toată alea calitate. Da, sunt un aliment nutritiv. Da. Asta spun, de-aia zic că să nu facem confuzie, că deshidratate sunt și cele care ți le faci acasă și nu adaugi nimic. Deshidratate sunt și alea ținute în plastic câte 5 ani, ca cu un termen de garanție de nu ține să crezi că poți să cumperi ceva. Hai să facem diferența. Da, asta vreau să vedem totuși ce putem mânca dulce, dar bun pentru organism. Istoric vorbind, de exemplu, ne luăm ca inspirație în medicina tradițională chineză, avem fructele uscate ca cel mai concentrat zahăr din alimentația. Dacă stăm să ne gândim cum mâncau înainte de industrializarea mâncării oamenii. Adică nu era procesarea zahărului. Erau elemente naturale. Alea, din când în când, erau oferite pentru a susține această revitalizare a corpului. Aveai pachetel la tine, că te duceai la muncă, la câmp sau aveai de traversat munții Himalaya, mai luai câte o prună uscată, mai luai câte o smochină și ți se trezea mintea și puteai să mergi mai departe. Dar nu erau folosite în loc de mâncare, nu erau folosite în loc de nutrienți de vreun fel, cum sunt acum batoanele proteice, care au sirop de glucoză, fructoză, au tot felul de zaharuri concentrate acolo și chiar și protein bar alea super bio, care sunt de fapt amestec de semințe cu foarte multe fructe uscate. Cam așa, o proporție foarte mică, pentru că oricum carbohidrații sunt în legume foarte mult și în fructe. Deci vrem să mâncăm mai degrabă din abundența asta decât să trebuiască să ne ferim de fructe
Știind că noi am mâncat un ecler, două eclere, un biscuit și tot așa. Și zicem că ne amețim pe acolo. Dar măsură, n-aș putea să zic, hai, da, de la mine putere, o linguriță de miere pe zi. Nu vreau să fac asta. Dar în momentul în care am spus, intervenim cu o dietă de eliminare foarte strictă, avem în vedere că echilibrăm o floră, apoi hrănim preponderent flora sănătoasă și în momentul în care simțim, de exemplu, se poate întâmpla o femeie care se recuperează dintr-o candidoză, poate să-și dea seama că pe stilul ei obișnuit de viață și de alimentație a mâncat într-o zi sau într-o seară niște curmale sau a ieșit un oraș, a mâncat un ecler și dintr-o dată simte mâncărime din nou. Și atunci, ăla a fost un pic prea mult. Alcoolul e și el interzis? Bineînțeles că impactează având foarte multe calorii și zahăr. Da, da. Și e o formă de destabilizare în ansamblu și mai ales la nivel de ficat și funcție de detoxifiere, ridică nivelurile de hormon de stres. Cortizolul este conectat puternic cu candida, nivelul de oboseală și capacitatea corpului de a ține în control infecțiile este iarăși afectată mult de oboseală. Mai deci zahărul, epuizarea, apropo de această epuizare și oboseală, iarăși aș vrea să intrăm puțin mai adânc. Adică noi toți avem nevoie de ore diferite de somn și de odihnă. Adică epuizarea o putem combate, eu uneori, de exemplu, apropo, cu o ședință de yoga sau cu o meditație, pot să mă țin mai odihnită decât după un somn. Aș vrea să aducem puțin în discuție și aceste aspecte. Cum ne putem recupera? Că poate nu toată lumea are posibilitatea să doarmă, nu știu, 80 ore sau poate nu poate, poate are insomnie sau poate are alt ritm. Ce fel de resurse propui să aducem în discuție apropo de a ne recupera din această oboseală, epuizare care uneori este cu ani nerezolvată? Adică sunt unele obosele, adică sunt obosită că uite am avut o săptămână grea, un proiect, n-am dormit sau uite sunt obosită că am născut acum și alăptesc din două în două ore sau sunt obosită pentru că de 10 ani lifestyle-ul meu mă epuizează, adică cu totul, la resurse adânci. Bun. Îmi amintește, rog, după asta să vorbim despre lactate, că la Candida lactatele sunt acolo și nu am sărit peste ele, dar face parte tot din a ridica imunitatea, vitalitatea, deci a combate tot ce înseamnă că ne poate afecta, ne poate slăbi și... Da. Partea de oboseală. Ce au nevoie să înțeleagă femeile în special? Nu mai trăim într-un context în care calibrarea corpului și a sistemului nervos să se întâmple de la sine. Dacă te duci în natură și te așezi cu fundul pe pământ în pădure și te întinzi pe iarbă, la un moment dat, corpul se autocalibrează singur cu energia de acolo. Aici, în oraș, tu trebuie să fii stăpânul acestui proces, de a te asigura că animalul care ești, carnea ta de mamifer cu sistem nervos simpatic și parasimpatic, care au fost formate de au nevoie să fie ajutate să se autoliniștească, pentru că instinctele vor fi tot timpul de a auzi și de a urmări potențiale pericole. Deci există această stare de vigilență la ce poate să fie rău, în pericol, în mediu. Asta e sistemul nervos simpatic care se ocupă. Și avem apoi aceste instrumente cărora mie îmi place să le spun automentenanță. Trebuie să înțelegem că nu este răsfăț să faci o baie cu magneziu, să-ți faci un masaj, să te așezi în fund, să faci respirații alternative pe nări, să te duci în natură. Sunt elemente de întreținere a corpului și a fiziologiei umane ca să nu o luăm razda cu toții în acest context contemporan. Nu există răsfăți, există grijă de buna funcționare a mașinăriei care ești, că sunt oameni care stau și se gândesc mai mult la ce ulei să aleagă pentru mașină decât ce bag în gură sau cât de bine m-am odihnit. Bine. Și nu există somnul să fie suficient. Ok, dormi 8 ore pe noapte, minunat, dar nu-i doar despre asta. E despre calitatea somnului în primul rând și ce faci tu
în mod constant să se, să se producă o stare de recalibrare și relaxare și în starea de veche. Adică noi, dacă stăm să ne gândim acum 100 de ani, cu câtă informație intră oamenii în contact, cu cât stimul vizual intră oamenii în contact, cu cât zgomot și poluare fonică intrau, că erau alte pericole, ok, dar intensitatea la care suntem forțați la nivel cognitiv să ni se fure atenția, da, de prin, da, toate părțile, și lumina asta alb-albastră, rece, care este peste tot, forțează foarte mult corpul uman. Nu este naturală pentru noi. Plus această disrupere a ritmului circadian, că te culci mai târziu decât se înnoptează, nu odată cu găinile, dar prea mult în noapte se pierde. Da, da. Toate astea bruiază foarte tare și atunci, ok, suplimente, practici, dar în primul rând ne ducem către a... Oh, hai, care-i firescul? Păi firescul este să stea ființa umană în natură, să îl bată soarele în ochi când e soare afară și să fie întuneric când e întuneric afară, să fie hrană, să fie respirație și postură corectă și apoi după ce îndeplinim toate astea, vedem ce mai este acord de finețe. Dar eu nu pot să-i recomand unei persoane foarte obosite, du-te și fă aia și cu cealaltă. Eu trebuie să-i învăț să stea mai întâi și să facă un minim necesar de practici care le vine foarte ușor. Nu știu dacă ai lucrat cu femei în burnout sau în stare extremă de epuizare, femeile alea nu sunt în stare să-și ia suplimentele sau să mănânce corect. Abia dacă sunt în stare să-și taie o felie de pâine, el toate... Instinctul de supraviețuire este pe ce am de făcut pentru ceilalți, să păstrez niște aparențe și să mă mai târâi până... Și dacă mai vin și eu și îi dau, hai, fă aia, aia și cu cealaltă, du-te, fă, tra-ra, hai să vezi ce bine o să-ți fie, sau dă-ți demisia și mută-te în Bali, divorțează și stai singură pe o insulă și o să fie așa de odihnită, Doamne, nici nu ți imaginezi. Ideea este acolo să înțeleagă oamenii care e cel mai mic lucru pe care pot să-l fac, să-l introduc în obiceiurile mele, că e clar că am obiceiuri greșite dacă am ajuns aici, care să construiască treptat noua stare de bine. Acea trezire lentă dimineața. Ai deschis ochii, mai întâi te așezi tu în interior, nu te smuncești, nu-ți forțezi sistemul să se activeze așa deodată, că nu e mașinăria, apeși pe buton, cheia și dă-i. Gradual te duci către, mă așez în interior, mă mișc, mă hidratez, mă centrez puțin, respir și apoi mă duc către. Seara. Păi seara am avut o zi plină. Bun. Organismul meu a înregistrat acest stres. Hai să-l ajut cumva să înțeleagă că s-a terminat. Spunem că îl ajutăm corpul să încheie ciclul stresului. Îi dai un semn. E bine, acum liniște, mulțumim. Poți să te relaxezi, mulțumesc. Da. Să trecem din simpatic, care are predispoziție către această stare de fight or flight, și să ne ducem în parasimpatic, care are această stare de rest, digest and thrive, îi spunem. Odihnă și înflorire și bunăstare. Și cu cât ești mai des în modulul ăsta, cu atâta, pe termen lung, spunem că ai obiceiuri mai sănătoase. Și asta se întâmplă, oamenii au nevoie să înțeleagă, cu efort. Un corp hăituit ajunge la un anumit prag de critic, de vârf de oboseală, căruia îi spunem wired but tired. Ești agitat, dar obosit. Nu vă mai așteptați de la corpurile voastre să poată să doarmă și să se liniștească și dacă stai în fund să gata, domnule, într-o stare de transă extraordinară, am intrat în 3 secunde. Nu! Sunt valuri de hormoni de stres care circulă la modul cel mai propriu în sânge și tu trebuie să-ți ajuți corpul să-i elimine ca apoi să intri în stare de relaxare. Tu trebuie să-ți iei de umeri maimuța care aleargă pe toți pereții. Stai, stai un pic, stai. Azi așa, mâine așa, câte un pic, câte un pic. Exact cum educi corpul să învețe să mediteze, mintea. De aceea am vrut să întreb, pentru că oamenii când aud epuizare, oboseală, nu știu, imediat se gândesc că dorm puțin sau că dorm prost sau că oricum, și este vorba efectiv de tot ce ai menționat.
lucruri care le faci de când te scoli până le te culci pentru a nu-ți epuiza resursele. Exact. Pentru că epuizarea psihică este o epuizare constantă de resurse. E cea mai mare, de fapt. Da. Este constant. Adică tu consumi de la un moment dat din ce n-ai. Adică ai terminat și ești de nu știu cât timp pe minus. De aceea ei sunt agitați. De-aia e paradoxul agitat și obosit. Că nu poți și nu le mai pot face nici pe una, nici pe alta. Din păcate, noi suntem astăzi cumulul a tot ce am făcut ieri, alaltă, ieri, alaltă, nu știu ce. Deci, până la urmă, fiecare trebuie să se uite la ce a făcut. Cât a fumat, cât a băut, cât n-a dormit, cât a gândit urât, cât a trăit nedisciplinat, cât a trăit în tot felul de filme. Deci, și femei și bărbați, adică femei care au suferințe ginecologice, ce țin de spectrul feminin, tot ce unde nu a fost femeie va fi la un moment dat atenționat, la început mai blând, o răceală, o cistită, o candidoză, o nu știu ce, o vaginită, o la, până la lucruri din ce în ce mai grave. Pentru că tu, dacă obiceiurile proaste nu ți le îndrepți, devin obiceiuri grave, adânci, care, adică tu începi, în loc să fii către tine, pentru tine, ești împotriva ta. De fapt, aici e bătălia pe care trebuie să o câștigăm cu noi înșine, în primul rând ca femei, că am început să vorbim de boli feminine. Noi, femeile, toate, când ne îmbolnăvim de ceva feminin, este clar că am pus în conflict natura noastră feminină prin alimentație, prin neatenție, ce am vorbit data trecută atât de mult, neatenția la corp, lipsa de prezență, inconștiența cu care fac tot ce fac. Adică alergi după o stabilitate exterioară când stabilitatea e numai a ta. Adică de ce să nu fiu eu atentă la cum pot să fiu eu stabilă? În alimentația mea, în ritualurile mele matinale. Adică așa cum e o igienă, cum te speli pe dinți, așa exact. E o igienă interioară, a gândurilor, a respirației. Câtă naiba lume se ocupă de a respira corect? Câtă lume își deschide cu adevărat dimineața și diafragma și pieptul și adică către viață, adică mă deschid cu totul ca să pot primi totul. Că spuneai lumină, soare, adică faptul doar că ești în soare, dar nici nu ești conștient, nu l-absorbi, adică bine că te expui, e bine și atât, că mulți oameni nici nu se mai expun, nici nu mai ies. Da. Trebuie să te expui și la frig, și la cald, și la soare, să te bucuri că e cald, cât de cald o fi, bucură-te, cât de frig o fi, bucură-te, bucură-te de ce e, pentru că tu, observând ce e, poți să îl traduci, să-l transformi, să-l tranșezi în favoarea ta. Iar toate aceste boli care devin cronice nu fac altceva decât să-ți arate unde greșești, unde recidivezi, unde ai făcut aceeași greșeală. Iar ai luat antibiotic? Da. Ai citit și tu acolo ce ei? Nu. Ai citit, apropo, acum că ne întoarcem la lactate, ce întreține flora respectivă? Păi, lactat. Ce-i lactatul? Cum fermentează el? Câtă nevoie are un organism adult de lactate? Adică, când încep să fii preocupată în mod mai adânc de aceste lucruri, încep să le folosești în beneficiul tău. Dacă ești așa cu turma, știi, adică toți se duc așa într-o... Nici nu-ți pasă de ce, adică nu stai deloc să acorzi timp să citești și să înțelegi ce naiba faci tu cu corpul tău. Bagi în el dulciuri, antibiotice. E un nivel de conștiință acolo pe care îl atingi. Păi de-aia zic că hai să vorbim de nivelurile de conștiință, pentru că până la urmă, vrem, nu vrem, suntem un corp și spiritual, și fizic, și psihoemoțional, și de informație, și astral, și de toate felurile. Adică dacă nu acceptăm că trebuie să luăm în considerare cu totul, vom fi găuriți în diferite aspecte. Găuriți, adică vor fi goluri pe unde intră ce? Suferința, boala, atenționarea. Că la început suntem atenționați, nu e moarte din prima, adică nu mori. Adevărul că moartea, dacă stai să o analizezi, e cea mai blândă dintre situații, pentru că pe urmă nu mai simți nimic. Dar chinul, uite, o femeie tânără, de exemplu, care poate are și un partener și nu poate avea o relație sexuală constantă și normală cu partenerul ei, cu care e bine, din cauza unei candidoze care nu se mai termină sau a unei răni pe col pe care nu și-o poate. Acolo intrăm în altă sferă, dacă îmi dai voie să-ți povestesc. Te rog, cât mai despre... avem timp. Da. Dar este cam în același film, adică nu e alt film. Femeile au nevoie să înțeleagă că atunci când ele nu știu sau nu pot să-și pună limite personale și bariere,
ea începe să vorbească și o face pentru tine. Și de obicei candidozele sunt o formă de a respinge o penetrare pe care tu de fapt nu ți-o dorești. Fie că ea, nu vreau să vii aici, nu te primesc în spațiul meu, nu vreau să fac asta pentru tine, nu am timp astăzi, nu pot să-ți dau din energia mea ție, nu te las să-mi intri în spațiu personal sau nu te las fizic să mă penetrezi pentru că nu am încredere în tine, pentru că m-am supărat de la ceva și nu am discutat deschis pe masă, nu am primit din partea ta o recunoaștere a faptului că m-ai rănit ca eu să vindec pe suflet de femeie ce am avut de vindecat. Ranile pe col sunt cea mai profundă formă de rană pe suflet de femeie și de atenționare din partea corpului. Fata mea, gardul nu prea îi ținut, nu funcționează. Hai că te mă manifest eu aici ca să-ți fie ușor să spui nu într-o formă sau alta. Deci mare atenție la ok, că sunt femei, de la ce m-am activat când ai spus de iubit și de viață sexuală, care mănâncă foarte bine, care sunt foarte relaxate și cu toate astea au candidoze cronice pentru că ele de fapt nu-și doresc bărbatul pe care l-au și nu știu cum să încheie relația, nu știu cum să spună nu sau e ceva nerezolvat între ei pe care nu au curaj să-l adreseze. Îmi permis să merg mai departe pentru că eu am întâlnit în rândul unor persoane din anturaj persoane care în general detestă bărbatul. Adică dar e cu ura, el ura și generală, se așteaptă că primindu-l în ura interior... generală față de bărbați, poate că nu toate au parteneri fixi, îi mai schimbă, dar în general nu e împăcată cu bărbatul ca, nu știu cum să zic, ca matching, așa, ca idee, știi? O relație pentru de dependență. Că o rană tot așa cândva de mult cu un bărbat nu s-a vindecat, e o neiertare, e o chestie care nu s-a încheiat cumva în sufletul ei și atunci ea caută alt bărbat, se gândește că poate altul va fi mai bun, altul, dar ea nu s-a înțeles cu bărbatul înăuntru ei, pentru că noi oricum conținem energie feminină, n-a înțeles partea masculină, cum se manifestă ea, iar necunoașterea părții masculine te face să nu întâlnești bărbați care să corespundă unor relații armonioase. Deci, până la urmă, armonia ta interioară, odată rezolvată, rezolvă și cu partenerul actual și cu potențialul partener sau cu mai mulți parteneri, că sunt această persoană la care m-am gândit, nu avea un partener fix, dar ea avea rana. Deci, rănile nevindecate în raport cu bărbații, de-aia spuneam, cauzele emoționale ale oricăror boli. Există și cărți care s-au scris cu acest titlu. Da, dar în prezent, dacă îmi dai voie, adică nivelul pe care eu am hotărât să acționez și să activez, este unul mai pământean, să spun așa. Și aleg ca din sfera asta spirituală și văzduhistă, cum îi zic eu, care are rolul și funcția ei și oamenii ei, eu să merg puțin mai jos și la nivelul ăsta să atenționez femeile, în primul rând asupra pericolilor unei alimentații greșite, această oboseală, adică sunt factori concreți. Clar, că de aici putem îndrepta foarte mult. Și după aia, draga mea, după ce nu mai mănânci eclere în loc de micul dejun, o să se rezolve și învățatul traumei și bariera și emoția din spatele candidozei tale. Dar până atunci, hai te rog frumos niște frunze și niște proteină curată și lasă zăhărelul ăla deoparte. Păi și aici trebuie să își verifice nivelul de dorință de disciplinare, pentru că până la urmă, dacă nu ai un pic de voință și determinare, noi acum am ajuns unde am ajuns din cauza... Deși consumul exagerat, totul e o delăsare, totul e plăcerea de moment. Adică dacă, hedonism. Este încurajat hedonismul. Da, este un hedonism de proastă calitate. Adică există un hedonism înalt, adică dacă a trăi hedonismul zeilor, păi ar fi sublim, înțelegi? Dar asta la televizor... Nici o candidoză pe acolo. Nici o candidoză pe acolo, dar dacă stai să te gândești că hedonismul de azi e să stai la niște seriale... nu mai zic nume de posturi, mâncând nu știu ce popcorn încă e bine, de-astea chipsuri sau mai știu eu ce, de-astea în pungă, păi aia e din punctul meu de vedere moarte curată.
dacă ai făcut asta jumătate de an, acum, de exemplu, poți alege în perioada asta în care stai mai mult în casă, n-ai atâta acces la socializare, poți alege în sfârșit să te disciplinezi sau poți alege să stai toată ziua să crânțăni la televizor, să ai numai gânduri negre, să bârfești sistemul, să te opui nu mai știu la ce ăștia care conduc România, să te cerți cu cineva, cu mască, fără mască, toate tâmpenile, în loc să te uiți numai la tine, ce poți tu schimba cu tine, cu ambiția ta, cu determinarea ta, cu drive-ul tău, cu trigger-ul tău, cu... Și bineînțeles, apropo de toate device-urile astea și de tehnologie, să vezi că sunt atâtea aplicații care te pot relaxa, atâția YouTuber sunt care îți arată, care îți arată exerciții de yoga, exerciții de prezență, exerciții de tot felul de exerciții, de dans. De... Eu cred în puterea lui împreună totuși, iar la femei pornim foarte clar, nu există educație, asta este premisa, nu există acel sentiment al lui știu că am voie să nu fac asta. Știu că am posibilitatea să mă ridic dincolo de nivelul ăsta. Tot ce a fost pentru femei până acum era stai cum taci acolo. Nu zi nimic, nu ne deranja, nu. Și acum abia acum se face această deschidere. Și sunt foarte multe femei care nu știu că au voie să se informeze privind anumite că au aflat, lucruri. Sunt sigură că azi, fără dubiu, au aflat. Te-au cunoscut pe tine, m-au cunoscut pe mine, prin noi. Eu le împărtășesc că toți oamenii pe care îi aduc sunt tocmai pentru a-i recomanda. Tu la rândul tău poți să recomanzi alte persoane pentru alte niveluri unde se pricep mai bine ca tine și eu la fel. Deci este suficient să pună o întrebare, da? Eu am, adică... de exemplu, o persoană cu care colaborez, o prietenă dragă. Eu încep să lucrez cu femeile pe programe de fertilitate sau pe oboseală, de exemplu, sau pe anumite afecțiuni intime, cum e endometrioza, care impactează foarte mult emoționalul. Acolo e o încrengătură mai profundă. Și acționez pe nivelul meu cât îmi dau seama că pot să o ajut. Ok, lucrăm pe alimentație, lucrăm pe obiceiuri, dar când văd că ea de fapt nu știe să respire corect, nu știe să-și miște. Am avut femei cărora le recomandam anumite produse de aplicat pe corp și observam după 2 luni că ele nu puneau crema aia pe corp pentru că nu se atingeau și nu-și masau sau masajul de fertilitate care are nevoie să fie zona asta abdomenului inferior și tot ce înseamnă mișcările astea, mai spune o porno yoga, de relaxare profundă la nivel inghinal și intim și desfacerea picioarelor și anumite mișcări și aducerea acestei lascivități în corp, nu o fac și nu am nu ne putem înțelege, și atunci lucrez cu o femeie care face ceea ce numim terapie corporală. Adică, prin yoga, respirație și suport emoțional, reușește să, cum spunem noi, scoată femeile din cap și să le aducă înapoi în corp. Și se produce această încorporare din nou a esenței și atunci să vezi transformări. Femei care, cum s-ar fi aprins lumina dintr-o dată. Da. Înțeleg ce înseamnă acea pace, acea conectare la pântec de care vorbeai. Trebuie ajutată. Nu se întâmplă că vorbeam noi de femeile care aleg diverse practici. Ele o intelectualizează și am avut foarte multe femei care ani la rând au studiat, au făcut fel și fel de ritualuri practici, dar ele o făceau cu mintea, nu trăiau în corpul și în pântecul lor această experiență. Și de asta îmi place mie să lucrez cu Carmen, prietena mea, cum spuneam, pe această terapie corporală, că le ia și le bagă în corp și automat informația care vine apoi de la mine o integrează diferit și tot așa e un proces de educare a unor obiceiuri. Zic, ok, faci cu Carmen o zi, două pe săptămână, dar la un moment dat trebuie tu să ții frâiele. Eu decid că în seara asta 10 minute trebuie să mă mișc și să respir în liniște. Eu decid că, de fapt, în fiecare zi am nevoie să fac treaba asta. Eu decid să mișc abdomenul și fundul, tocmai ca să am o oxigenare bună a țesuturilor, să am circulație sangvină și limfatică acolo și evident că nu o să mai am așa multe infecții sau endometrioză, rană pe col, elemente care țin de această închistare a energiei acolo, se vor vindeca mult mai ușor sau voi ajuta
procesul terapeutic medical cu această autoresponsabilizare. Și nu știu cât timp mai avem, vreau neapărat să punctez pe partea asta de sexualitate. Foarte multe femei se plâng de lipsă de libido și infecții la contact, usturime, durere, treaba asta. Din punct de vedere ginecologic, anatomia corpului feminin nu este predată corect. Nu am văzut. Să fim învățate, de exemplu, îmi pare rău că n-am adus-o pe Gina Vagina, așa zic eu, am un pelvis model, trebuia să-l aduc cu mine. Și le arăt acolo arhitectura aparatului genital feminin și le explic, tehnic vorbind, un corp de femeie are nevoie de 20-40 de minute de stimulare blândă pentru preludiu corect și pregătire de penetrare. Și semnalul, de fapt, că există un semnal că organul genital feminin este pregătit cu adevărat de penetrare, este această umflare a ceea ce se numește bulb vestibular. Deci, cum e organul clitoridian, avem în jurul intrării la vulvă țesut erectil în egală măsură cât există pe organul sexual masculin. E acolo și are aceeași funcție, să ne arate că e corpul pregătit. Da. Dar nu stă nimeni să mângâie, să bibilească acolo până înflorește vulva. Dar doar pentru că este o gaură acolo, nu înseamnă că putem să intrăm acolo oricând, doar că e acolo. Corpul are nevoie să fie pregătit și această lipsă de educație către sexualitatea adevărată feminină și nu această sexualizare a corpului pentru a folosi organului sexual masculin. Atenție, o mare diferență. În engleză îi spunem cock-centered sex, adică totul e focusat pe ce au ei nevoie și de fapt ce are corpul unei femei cu adevărat nevoie nu este întrunit în niciun fel și atunci automat că iarăși predispoziție și de infecții și de mesaje de genul ăsta. Durere. Nu, dar mesajul că noi ne gândim, mamă, ce traume acolo de vindecat, o fi rană pe col cu bărbați, experiențe. Nu. Simplu fapt că nu există această pregătire a corpului pentru penetrare și cu bărbatul tău pe care tu îl iubești foarte mult, există un punct în interior în care tu treci peste tine ca să-i fie lui că așa bine. Trebuie, da. Ăla e punctul în care te trădezi pe tine și la un moment dat vaginul va vorbi. Dar ce este paradoxal aici este că dacă femeile ar înțelege și ar gândi așa... Dar cine oricum, le educă să gândească așa? Asta fac eu. Într-un fel sau altul, femeile care, hai să zicem așa, nu se gărbesc și își urmează instinctul și nu au prejudecăți și nu pur și simplu folosesc memoriile pe care nu le-au trăit ele, pentru că e o memorie colectivă, e memoriele care se așa și o memorie a ta. Adică cineva care este tânăr, de exemplu, o fată tânără acum, care, de exemplu, nu are nu știu ce memorii, dar care se duce cu un bărbat sau cu prietenul sau partenerul ei, datorită faptului că între ei se pleacă pe un drum, nici cum să spun, corect. Adică eu nu merg cu tine să moară capra vecinului, că tu ai bani, că vreau să te fac eu, să te măriți. Adică se merge pe un drum al unei experiențe. Hai împreună să trăim o experiență frumoasă, hai să mergem împreună pe drumul ăsta. Atunci ea îl invită, el o invită, adică se invită reciproc, iar 20-40 de minute astea se întâmplă de la sine. Dacă relația pleacă pe un drum natural, nu corect, că aici nu poate fi vorba de corectitudine, poate fi vorba de ceva natural. Adică oamenii pe vremuri sau, hai să spun, nu pe vremuri, adică pe vremea mea, de exemplu, când mergeai de mână cu un băiat, până te sărutai prima oară, treceau săptămâni, adică înțelegi, cam așa era treaba. Și plimbatul ăla de mână și nu știu ce, deci era... un preludiu era de un o lună, două, un crescendo, adică te pregătea, totul creștea, totul nu știu și într-adevăr ajunge. Este. Și ne respectam timpul investit unul în altul. Eram o investiție reciprocă. Păi dacă am ținut-o pe domnișoara de mână și eu l-am ținut pe el de mână atâta timp și am ajuns aici cu aceeași blândețe și în același rit, facem și următorii pași. Și atunci relațiile nu erau, nu aveau grad de brutalitate ca în ziua de azi. Astăzi, de exemplu, când
l-ai prins pe unul repede, să ne întâlnim pe Tinder, ne întâlnim să ne o tragem, adică numai felul în care te întâlnești deja arată că nu se va întâmpla un astfel de preludiu. Deci, sau monotonia care apare într-o căsnicie unde trebuie să-ți faci foarte multe percep datoria asta de a, când și aici de a oferi corpul în posesie soțului. Cultul relației, adică domne, dacă iarăși privești cu respect investiția, anii ăștia în care am stat împreună, în care am făcut copii, în care am crescut, Andresa, nu știu ce, în care ne respectăm timing-ul, ne cunoaștem bioritmul, adică am intrat așa, deja îți oferă și mai multe șanse să fie bine. Adică intimitatea poate să fie din ce în ce mai minunată între doi oameni care împreună, de comun acord, au crescut și au dezvoltat o familie sau o relație. De-aia eu uneori sunt uluită de ce e împotriva lor faptul că sunt de mult împreună, când mie mi se pare că o relație cu cât crește e ca vinul, cu atât devine mai bună. Potențialul ei este de a fi din ce în ce mai bine, pentru că am avut timp să ne cunoaștem din ce în ce mai mult. O intimitate în creștere îți permite să te duci cele mai mari nebunii ale tale, fantezii că ai cu cine să le faci, versus alții care încă nu și-au... Cu încredere de plină. Deci, iată, vezi, persoanele single se uită la cei în cuplu, wow, ce norocos sunt că au, că n-au. Cei care sunt în cuplu se uită cu invidie la cei care sunt singuri, ăștia-s liberi, poate să facă ce vrea, și nici unii nu sunt fericiți. De ce? Pentru că au ajuns, nu știu cum să spun, nefolosind oportunitățile la timp, să piardă busola, să nu înțeleagă de ce sunt acolo și cum pot folosi ce au. Asta e de fapt. E minunat să fii și single și în perioada aia să te recuperezi și între relații să faci cu tine ce poți să faci mai bine din tine singur, iar când ești într-o relație, în deplinătatea relației să faci cele, să-ți îndeplinești fanteziile de cuplu, să duci relația la un nivel superior, să... Deci, adică în ambele situații e minunat. Și în ambele situații, culmea, oamenii sunt distruși, nu știu de ce. E foarte ciudat. Da, cred că ține de așteptările pe care le avem, da, din relație. Nu se întâmplă automat, mă uit peste gard că e mai bine la capra, da, vecinului, singur la Dar fel. Revenind la ce ai spus tu, poate că dacă s-ar face așa demonstrații cu un manechin, cu un mulaj și s-ar... O educație mai vizuală și corectă, completă, da, pentru că te asigur... Știu că s-a făcut experimentul ăsta, abia în 1995 a fost creat modelul anatomic corect al clitoristului, organului complet, și arată ca un os de la pasăre, cum se cheamă. Care face mie deja, da, pui. Și cu jucăria aia este liber, poate fi cumpărat. Sunt o grămadă de artiste care cumpără modelul și apoi fac bijuterii din aur sau din argint, da, ca să-l porți la gât. Mă rog, și cu obiectul ăla s-au mers pe stradă și au fost arătate bărbaților ce e ăsta. Nu știe nimeni, nici femeile, nici bărbații nu știu. Sunt foarte multe femei care nu își recunosc organele sexuale, nu înțeleg ce se întâmplă, nu se uită la ele, nu se auto studiază, da, explorează. Da, da. De asta le vorbesc femeilor: măi, uită-te acolo și creează o relație de curiozitate, exact ca un copil care stă și se uită și caută, da, și da, 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 bagă degetele să vadă, da, ce-i, da, pe acolo, da, da. Simte-ți colul. Pune degetele pe colul uterin, vezi ce simți. Dacă vă ține să intrați într-o stare de meditație și să vedeți tot ce este energetic prins acolo, când stai și atingi, duceți-vă cu scop. Sunt din astea, cum se cheamă, speculum, care este folosit la controlul ginecologic, sunt speculum de plastic de unică folosință pe internet. Puteți să vi le comandați și cu oglindă să vă vedeți propriul col, ca să nu mai existe panica asta totală de necunoscut, că acolo e întuneric, se uită cineva din exterior, cineva ăla, cum spuneam, nici blândețe sau un limbaj foarte prietenos nu are și te-a băgat în... Deci sunt femei care pleacă complet dărâmate după un diagnostic de celule inflamatorii pe
pe colul uterin. Habar nu au ce înseamnă. A, sunt sau nu, mai ales dacă sunt și tulpini de risc, cumva pe acolo, după ce se face colposcopie, Doamne ferește, Doamne ferește, dărâmare totală, pentru că e ceva dincolo de nivelul lor de înțelegere, de conștiință, de mintea caută da, să da, se ce da, acolo. Da, da. Du-te, fata mea, acasă și uite-te să vezi ce e acolo. Păi da, cunoașterea de sine, explorarea de sine e primul pas, adică... Împrietenește-te cu corpul tău. Vezi ce-ți place ție mai întâi. Pune tu mâna pe tine și frământă-te tu pe tine și atinge-te tu pe tine cum ți-ar plăcea să fii atinsă. Ia vezi câte minute îți trebuie, de fapt. Cum se simte dacă pui mâna acolo, dacă pui mâna dincolo? Păi de unde vrei să știi ce să-i ceri uneia dacă tu nu știi ce-ți place ție? Hai să cultivăm această plăcere personală de la ce bună este această înghețată sau felia asta de ananas și îți dai voie să simți plăcerea aia în tot corpul sau să simți cum îți bate o rază de soare pe obraz. Care este ajunge la prezență. Da, da, exact. Să te implici în fiecare proces care te privește. De unde să fie simțire și plăcere intensă, sexual, dacă nu se cultivă asta în corp? Și dacă corpul stă toată ziua, organele presate, în fund, pe scaun, nu se mișcă nimic, ajungem acasă, spațiul din casă ne invită la a sta în fund, în continuare, la masă, pe canapea și apoi culcat în pat. Trebuie să oferim atenție acestei zone, dar nu în sensul de sexualitate, de asta se feresc multe femei, în sensul de mobilitate, de exemplu, de automentenanță. Haide să mișc corpul, că știu mă că trebuie să-l mișc. Eu în toate workshop-urile, în toate seminariile, în orice fel de demers public în care am pus cuvântul exerciții, deci numai femeile când văd cuvântul exerciții, gândul practica, care poate fi practică. Nu, dar și practica, nu le place, dumne, deci e o lene atât de mare, adică trebuie să vedem adevărul și să vedem și piedicile. Și sfatul meu, direct mă uit la voi, este să renunțați la lene. Adică dacă există un blocaj foarte mare între cunoaștere, vindecare, și aceste femei în suferință și în, hai să zicem, în ignoranță, este că e și foarte multă lene. Nu am cum să nu, înțeleg, adică nu am cum să ocolez subiectul. Înțeleg perspectiva ta, dar pe de altă parte e și un... Eu le văd ca pe niște sisteme nervoase copleșite de excesul de informație. Eu le văd ca pe niște creiere epuizate. Și femeile au nevoie să înțeleagă, voința este este o resursă finită. Voință ai dimineața și ea se consumă, exact ca un pahar cu apă. Pe la prânz mai ai jumătate, după amiază hai că mai ai 2-3 guri, seara s-a terminat. În funcție de cât de mult ai muncit, cât de mult ți-ai focusat atenția și câte multe decizii a trebuit să iei în ziua respectivă. De la pun asta aici sau dincoace, cumpăr asta sau asta, trimit copilul acolo sau dincolo, până la job și tot. Toată supraîncărcarea asta de a face lucruri și mai ales cu femeile cum sunt invitate de a face și fizic și emoțional să țină toată familia în spate, te duce la o epuizare la care nu mai știi de capul tău și ce să faci. Și acolo, de fapt, eu cred că e nevoie de a le ghida către a se alege pe ele mai des, nu tot timpul. Dar le-a învățat că fără să te alegi tu pe tine și să te auto-menții, acea auto-mentenanță, nu răsfăți, nu ieși din văgăuna aia, nu o să ieși de acolo. De asta zic că trebuie totuși să ieși din lene. Oricum ai dau, pentru că spune există... că are o conotație negativă cumva, să ieși din confort, inerție. Inerție, confort, da, da. Da, ideea este că, vezi, oamenii vibrează la cuvinte diferite, la tipologii diferite. Unii oameni au nevoie, unele femei au nevoie să fie scuturate, luate așa, altele mai cu blândețe. De aceea e bine să fim mai multe, hai să zicem, surate, surori, care ne ocupăm cu domeniul ăsta, întrucât nevoia e foarte mare de a ne ridica, de a ne ridica din nivelul în care suntem către nivelul în care să ne simțim mai bine pe termen lung și să ne recuperăm resursele astfel încât să trăim o viață de calitate cât mai mult timp. Pentru că, vezi, cum am vorbit data trecută,
adolescența, femeia adultă, femeia la menopauză, femeia după menopauză. Noi trebuie să trecem prin arhetipurile astea de vârstă, de legate de anatomia corpului, până la cele spirituale, de mame, iubite, amazoane, arhetipale, să trecem să ajungem așa, când suntem la senioare, să fim ca niște preotese așa, care ne simțim stabile, fericite în corpul nostru, gata să dăruim mai departe cunoașterea noastră, pentru că, vezi, cunoașterea se downloadează și fără cursuri, și fără... Adică, pur și simplu, dacă unele femei ating nivelul acesta de trăiri și alte femei vor fi impactate și fără să ne cunoaștem. Adică, de exemplu, dacă eu reușesc pentru mine să fac acest lucru, fără să mă cunoască nimeni, fără să apar nicăieri, voi impacta, voi radianța mea, vibe-ul meu, vibrația mea, va ridica la acest nivel alți oameni. Deci, până la urmă, datoria noastră, indiferent că avem o profesie sau alta, doar ca femei, doar faptul că ne-am născut în corp de femeie, este să ne îmbunătățim calitatea noastră în corp de femeie și să ne manifestăm ca surori cu celelalte femei doar prin propriul nostru mod de a trăi. Adică dacă eu mă ridic deasupra tuturor modelelor din jurul meu și sunt un model mai bun, nu mă interesează câte se vorlă după mine. Una dacă se ia, tot am reușit ceva. Da, eu așa gândesc, adică nu pot, depinde, vezi, fiecare cu individualitatea ei, poate tu ești altă zodie, altă numerologie, adică cu siguranță că nu ne-am născut în aceea zi, la aceeași oră, în același loc, adică mă simt soră cu tine dintr-un punct de vedere. Suntem toate, oricum. Suntem toate și îmi face foarte, foarte mare plăcere să putem oferi și celorlalte măcar o doză de inspirație, de cunoaștere și să le facem această invitație de a ne pune întrebări, de a ne solicita, de a ne invita în diverse manifestări ca să putem oferi nu numai așa în episoade, în continuu, noastră. Din energia noastră, astfel încât să nu mai aud că se simt femei singure, că se simt, nu știu cum să spun, abandonate, indiferent că trăiesc în alte țări, că s-au dus să muncească în alte teritorii, că au diverse situații familiale. Există o chestie care pe noi femeile ne ține împreună, care transcede invidia, gelozia și toate lucrurile negative care sunt arătate prin filme, prin postări, prin media. În majoritatea situațiilor, femeile par că sunt rele unele cu altele, că sunt invidioase unele cu altele, dar în spatele acestor clișee, de fapt, pe noi ne unește acest arhetip de femeie pentru totdeauna. Adică, imediat când o femeie se uită în ochii, uite, alte femei cum uită la tine, mai repede îți vin lacrimile în ochi și dorința de a ne ajuta, de a ne susține, decât de a ne pune în competiție. Ăla știi? E un model competițional fals, un construct da. Al... Și ăsta trebuie demontat, pentru da. Că și ăsta s-a apăsat foarte mult. Dar noi, de fapt, în esență, nu suntem decât ca să colaborăm una cu da, exact. O susținere reciprocă da, da. Și e foarte puternică susținerea grupului de femei pentru procesul de vindecare al unei femei. Sunt foarte multe lucruri care se nasc spontan din împreunul femeilor. Firesc, fără neapărat să fie un facilitator de o anumită practică da, sau terapie. Da. Simplu fapt că se adună împreună și stau împreună fără să se dedea foarte mult la practici de tip bârfă și trâncăneală, exact, dar să existe exact. Acolo un miez de bun și adevăr și curat și făcând lucruri împreună, automat se naște acest spațiu vindecător prin care dacă e ceva de scos de pe suflet, se scoate, dacă e ceva de susținut, se susține, se creează legături și se produce acea suroritate de care avem toate nevoie ca să ne susținem. Deci aș încuraja femeile să se înconjoare des de femei. Să nu mai creadă că e nevoie să treacă singure prin diverse probleme. Să vorbească, să găsească suport și să caute uite, spații cum creai tu, cum facilitai tu de prezență sau cum se fac întâlniri pe, nu știu, ritualuri de tot felul. Dacă e un cerc de femei, duceți-vă, experimentați, exact ca la un restaurant, te duci, guști, ți-a plăcut, ai rezonat, te mai duci. Dacă nu, te duci în altă exact. Parte. Pentru că pentru fiecare nivel și etape de viață e alt gen de terapie, de femeie, de exact. Cerc, de comunitate și așa mai departe.
Mihaela, îți mulțumesc foarte mult. Cu mare drag. Îmi pare rău că nu stai în București să te pot vedea mai des, însă cu siguranță mai găsim noi oportunități așa. Și să încheiem așa ca o invitație pentru toate cele care ne-au urmărit, de a avea încredere că există suport. Și că atât tu cu pagina ta de Facebook poți să-i spui numele unde te pot găsi. Foodfairy.ro. Mihaela Brăilescu, mă găsiți peste tot pe internet. Și să le poți ajuta cu toate lucrurile care le faci în scris, în video, în seminarii, unul la unul, în toate felurile. Și noi o să rămână să ne revedem lunea și miercurea pe Ziarul de Sănătate, să continuăm călătoria cu sfaturi bune pentru un lifestyle desăvârșit. V-am pupat, pe curând!